haideți să facem calcule mai departe. Eu am început să fac calcule și am zis că mai bine să vă implic și pe voi în etapa aceasta, da, pentru că așa veți învăța să adaptați ceea ce doriți pentru voi. Și eu mi-am luat centimetru și țin gentuța așa. În primul rând, clapeta pe care eu vreau să o fac va avea așa o formă. Da? Cele care știți să faceți, ați mai făcut genți, ați făcut fundul de geantă acela oval, da, croșetat, sau ați mai făcut papucei, da, nu varianta aceea optimă cu răscroială, varianta clasică ce se făcea înainte, cam știți despre ce vorbesc. Na, și clapeta aceasta mea, am zis că va veni cu sută drept, da, în partea de sus dreaptă, va veni cu sută în spate, da? Și atunci eu mi-am măsurat aici. Deschiderea ce am eu între cele două inele ar fi de 16. Mie mi-ar fi plăcut să acopere exact această dimensiune, da? Dar de multe ori poate gentuța va sta așa. Și atunci eu am 14. Și exact așa m-am gândit să o las și eu, de 14. Voi porni cu varianta dreaptă de 14, care va fi cusută aici în linie dreaptă. Și pun așa, pun centimetru cam de unde preconizez eu că o voi coase. Și mi-ntorc lucru, da, destul de lejer, până unde aș vrea eu să vină ea când atârnă. Și îmi dă undeva la 17 cm. Dar gentuța mea va avea în ea ceva și atunci pun de unde aș vrea eu să o prind și cât aș vrea eu să-mi acopere, da? Ceva, lejer. Și așa mi-ar da un 21 de centimetri, da? Pentru că eu nu am acum timp să fac și să desfac, am să merg pe varianta de mijloc și văd cum mi se aranjează, da? Deci între 17 și 21 am ales să fac 19 centimetri. Pentru clapeta aceea am ajuns eu la concluzia că trebuie să încep pe 15 ochiuri. Pentru cele care sunteți începătoare, faceți primul ochi, să o luăm cu începutul, că poate, da, deci eu îmi dau croșeta, firul pe după croșetă, fac aici un ochi și îl strâng bine, da? Apoi mai faceți un ochi de lanț, acesta este al doilea. Dar pentru începătoare, în primul ochi de lanț, puneți-vă un marcator. Am făcut 2, mai fac 15. Da? 2, 3, 4, 5. Deși în partea cealaltă trebuie să punem marcatorul. Îl scot, că în partea cealaltă îmi trebuie. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aici am vrut să vă rog, în ochiul numărul 15, vă puneți un marcator, da? Pentru că tot în acest ochi trebuie să ne prindem, și acum și mai târziu. Și atunci, aici eu fac două piciorușe de lanț, una, două. Și toată platca aceasta o să o lucrez tot cu jumătate de picioruș. Sau capac, cum să-i zic, capac de geantă, nu? Da, deci am, de la ochiul 15 am făcut două ochiuri și fac în ochiul marcat un piciorul scurt și apoi mă duc până în capăt. Să-mi închid eu marcatorul să nu-l pierd.
și mă duc în fiecare ochi cu câte un picioruș scurt. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Da? Deci am 13 piciorușe, 13 jumătăți de picioruș. Și eu aici vreau să modific, pentru că dacă știți voi la fundul acela de geantă, da? Sau la papucei, sau unde se mai folosește această metodă, în ultimul ochi se introduc mai multe piciorușe, se fac mai multe piciorușe, da? Funcție de grosimea firului, funcție de tipul piciorușului, da? Piciorul scurt, dublu, eu sunt cu jumătate de picioruș. Și atunci ar trebui să introduc aici da, între 3, 5, 7 ochiuri. Și eu am ales o altă variantă ca să nu mi se facă mie, eu având și firul gros, da, și cu jumătate de picioruș, să nu mi se facă mie aici o gaură foarte mare în ultimul ochi, eu am să introduc în ultimele două ochiuri, da, și am să fac aici, am făcut 13 jumătăți de picioruș, apoi în al 14-lea ochi fac două piciorușe. Eu nu o să le mai zic jumătăți de picioruș, pentru că mi-e greu, da? Deci două piciorușe în 14, două piciorușe în 15. Încerc să prind și capătul acela de fir și mă întorc pe partea cealaltă, da? Și mai fac în 14 tot două piciorușe. Una și două. Da? Acum mergem mai departe și trebuie să avem 13 piciorușe, da? Ei, jumătăți. Una, două, trei. Și așa mi se aranjează mie, da? Și o să fie bine. Deci eu am aici 11, 12 și exact unde am avut marcatorul meu, da? Unde am pus eu marcatorul, în acel ochi trebuie să fac ochiul numărul 13. De aceea v-am zis să puneți un marcator, da? Ca să nu pierdeți acest ochi. Că le numărați voi, dar pe urmă nu mai știți unde a venit. Puteți să scoateți marcatorul. Am închis cele două ochiuri. Fac una, două. Mă întorc și intru. Și încep iarăși de acolo, da? Deci, eu când mă înalț cu acest ochi de lanț, reiau puțin, aici am terminat piciorușul, da? Fac unu și încă unu, iar acesta nu-mi ține mie loc de picioruș, da? Eu pe acesta îl consider pur și simplu ochiuri pentru înălțare. Mă întorc, da? Și aici în primul ochi fac piciorușul.
Și iarăși facem 13. 1, 2, 3. Am făcut 13 piciorușe, da? Și mă uit pe ochi, pe rândul meu inițial. Acesta este ochiul din mijloc, format acum, da? De la cele 13 piciorușe până la ochiul din mijloc mai am încă două ochiuri. Și eu voi face două piciorușe în primul ochi, două în al doilea, două în al treilea, cel de mijloc, și voi veni și pe partea cealaltă cu încă tot așa două și două. Și atunci, primul ochi de lanț, două piciorușe, în al doilea ochi, două piciorușe. Practic, eu voi avea câte 5 ochiuri, da? Cu câte două piciorușe. Eu am să caut tot timpul mijlocul. Una. Două. Și mai am încă într-una. Una. Două. Mai departe, câte un picioruș în fiecare ochi de pe rândul anterior. Aici le lucrăm normal, da? Nu mai lucrăm cu peretele din față, peretele din spate. Le prindem pe toate absolut normal. Așa, până la capăt. Cam așa. Da, și am 11, 12 și 13. Una, două, mă întorc și în primul ochi, iarăși, merg cu piciorușe scurte. Una, două, trei. Iarăși am făcut 13 și acum iarăși îmi caut mijlocul, da? Dacă o să vă uitați pe mijlocul vostru, acum nu o să mai fie un ochi pe mijloc, da? Mijlocul este format din două ochiuri sau practic mijlocul pică între cele două ochiuri. Și atunci mă uit, am 1, 2, 3, 4, 5 până la cele două, până la ochiurile mele, da? Pe mine ce mă interesează în momentul de față? Mă interesează să reușesc să vă explic vouă o variantă de lucru, da? Ca voi să o înțelegeți. Încerc să păstrez aici ochiurile constante, 13 ochiuri, da? Cât se poate, că la un moment dat nu se va mai putea. Și cercul acesta vreau să-l fac simetric. Ce este în stânga să fie și în dreapta, da? Și de aceea am făcut iarăși 13 ochiuri, mă raportez iarăși aici și am variantă, ori fac una, două, una, două, una, dar prefer să fac, de la jumătate vorbesc, două, una, două, una, două, da? Pornesc așa, două, una, două, una, două. Și din mijloc înapoi 2, 1, 2, 1, 2 și apoi 13 piciorușe, da? Pentru că eu vreau să vină cercul acesta și drept, să nu stea nici, să nu mi se încovoaie, da? Să nu fie nici voalat. Și am făcut 13 piciorușe și fac aici în următorul ochi 2 piciorușe, apoi 1, iarăși două, iarăși unu, mă apropii de jumătate, da, și am două.
De aici cobor în oglindă. Una, două, una, două și mai am încă o dată unu și doi. Unu și două. Până la capăt mă duc și mai fac încă 13 piciorușe scurte. Una, două, trei, patru. Eu acest model îl adaptez acum din mers, da? Dar pe logica oricărei scheme pe care o folosim când dorim să facem un fund de geantă, da? Am ajuns la capăt cu 13 piciorușe și am vrut să vă mai arăt ceva, dacă aveți nevoie, da? Deci am făcut ultimul picioruș, fac una, două și o trebuie să mă întorc, da? Cu jumătate de picioruș în primul ochi. Dacă doriți, voi în acest ochi, da? În al doilea ochi, când îl luați pe croșetă, ați făcut 1-2, puteți să vă puneți marcator dacă vă este greu să găsiți ultimul ochi din această parte, indiferent pe ce parte sunteți, da? Puteți să vă puneți un marcator și când ajungeți acolo, știți care este ultimul ochi. Acum ne întoarcem iarăși tot cu 13 ochiuri. Am făcut 13 ochiuri, da, și mă uit la fel, îmi găsesc mijlocul și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acum deja am făcut rândul acela cu două piciorușe într-un ochi, 1, 2 piciorușe, 1. Acum deja trebuie să am câte două distanță între piciorușe, da? Deci o să fac două piciorușe la un loc, unul simplu, unul simplu, două la un loc, unul simplu și tot așa. Și aici pot să încep. Am uitat așa puțin peste ochiurile astea și mi se potrivește să fac două în același ochi de lanț și apoi una, două separat, da? Și așa fac până în partea cealaltă. Iarăși două, la un loc, iarăși două separate. Una, două separate. Una, două la un loc, un picioruș simplu și am ajuns exact la mijloc, mai fac încă un picioruș simplu, două în același ochi, iarăși două piciorușe individual, da? Una, două individuale, două în același ochi. Una, două. Una. Una, două individuale. Așa, două împreună și apoi pornim cu piciorușe individuale până la capăt. Una, două,
am făcut 13 și ne întoarcem, da, cu piciorul ușe scurte. De acum începem să lucrăm două piciorușe într-un loc, apoi trei individuale, două împreună, trei individuale, da? Dar de aici începem, până acum am tot păstrat noi 13 ochiuri, de aici trebuie să introducem 14, începem cu 2, 3, 2, 3, 2, 3 și iarăși 14, da? Vedem de câte ori ne intră asta. Facem acum 14 și apoi ne și numărăm, da? Una, două, așa, am 14 aici și sunt în primul ochi din cele două lucrate împreună. În cel de-al doilea voi face două, una, două, trei, două, una, două, trei, două, una, două, trei, două, una, două, trei, două, una, două, trei și termin la fel cu două. Ia să vedem ce iese. Deci am făcut 14. Am făcut 14 și apoi începem. Două împreună. Una. Două. Trei individuale. Două împreună. Două împreună, două la un loc, da? Două în același ochi. Trei individuale. Una. Două, trei. Iarăși două împreună. Una. Eu am și schema, vedeți? Ce fac? Îmi și scriu. Da, pentru că e mai mult improvizație și vreau să și le am. 14. Sunt pe rândul cu 14 acum. Și am început, aici am făcut al 14-lea. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2. Deci la mijloc voi face două ochiuri. Și apoi voi porni iarăși cu 2, 1, 2, 3. Da, da, da. Vreau să păstrez pe linia de mijloc, da, o simetrie și să formez stânga perfect egală cu dreapta. Și atunci mă uit la mijlocul meu, am făcut două, aici dacă aș face și al treilea, n-ar mai fi simetria. Și atunci las două individuale de data aceasta și mă duc mai departe cu două împreună și iarăși trei individuale. Deci numai pe mijloc am lăsat două individuale ca să mi se formeze mie în oglindă. 3, 1, 2 împreună. Știu că e plin netul de scheme din astea, dar chiar n-am niciun chef să urmăresc schema. Una, două, trei, adică cât timp urmăresc schema, urmăresc mie mijlocul, da?
trei și mai fac aici două împreună. Până la capăt trebuie să am 14 piciorușe. Am făcut cele 14 piciorușe. Acum mă întorc și voi face 15, da? Două. Și 15, da? Și acum încep două piciorușe într-un ochi, două împreună, adică, da? Și patru individuale. Una, două, trei, patru. Iată, sunt gata de aici. 15 piciorușe scurte. Una, două, 14 și 15. Una, două, da? Am așa. Aici am înmulțit, aici am înmulțit și pe mijloc, da? Pe mijloc am păstrat câte două ochiuri de simetrie, de vreo trei rânduri încoace, păstrăm un ochi pe o parte și unul pe o parte și tot lângă am înmulțit, da? Să văd cum stă. Este ok, are nevoie de o bordură stabilă, dar mai facem un rând. Mergem mai departe. Data trecută am avut 15 piciorușe, da? Acum vom face 16 piciorușe. Până începem să creștem iarăși, da? Pe linia cercului nostru. Mai fac un rând și văd dacă mai necesită încă unul, îi mai fac unul. După care am să-i mai bag o bordurică așa ușor dantelată. Mai vedem ce idei ne mai vin. Eu o să trebuiască să văd dacă am ceva căptușeală, dacă nu, când o să îmi fac un drum, când mi s-o nimeri un drum pe la raionul de materiale. Și urmează două împreună. Cinci separat, individuale, una, două, trei, eu lucrez cu jumătăți de picioruș, dacă o să zic altceva, să nu mă ascultați, da? Deci facem numai cu jumătăți de picioruș dublu, una, două, trei, patru, cinci, iarăși două. Aici iarăși două împreună, deci după cele 5 și apoi 16 până la capăt de rând. Cam așa ar arăta ea. Ia să vedem cât am nimerit-o. Ceva de genul acesta. Și atunci mă gândesc că i-aș mai face un motiv decorativ pe margine, undeva pe partea aceasta numai. Da? Pe rotunjime. Aceasta mi este fața. Și acum mă întorc pe dos. Pot să-i fac aici niște găurele din acelea picioruș, ochi de lanț, picioruș, ochi de lanț și apoi când mă întorc pe față să-i fac niște bobițe ceva. Ia să văd.
aici. Ar mai merge. Am să mă duc aici cu picioruș scurt. Pe dosul lucrului nu mă mai duc cu jumătate de picioruș, da? Am făcut un ochi de lanț și fac piciorușe scurte. Am să fac 17. 10, 16 și 17. Am preferat să-l fac așa, rândul acesta pe dos, ca următorul, cei mai important pentru model, să împice pe față, da? Și am făcut un ochi de lanț și aici fac tot jumătate de picioruș, nu mă duc cu duble, da? Ochi de lanț, las jos un ochi, deci reiau că am făcut un ochi de lanț, după ce am făcut 17 piciorușe scurte, fac un ochi de lanț, las în rândul de jos la fel un ochi de lanț liber și cu picioruș scurt mă prind în al doilea. Aici iarăși fac un ochi de lanț, cu picioruș scurt, nu mă prind în primul, în al doilea. Așa. Și merg așa până la mijloc, unde probabil am să fac două ochiuri de lanț și o să sar două piciorușe. Se așează? Se aranjează bine. Și picioruș scurt, ochi de lanț și tot așa. M-am uitat un pic peste. Deci eu am obținut aici, am găurele din astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici, ca să păstrez eu o simetrie, am să fac două ochiuri de lanț și sar peste două ochiuri, mă duc cu piciorușul în al treilea. Las una, două și mă duc în al treilea ochi. Na, cu ocazia asta pot să pun, dacă vreau, și un nasture acolo. Un bumb, ceva, o bilă. Pentru că tot mi-au făcut aici, da, asta mai mare, fără intenție. Dar ideile mai vin pe parcurs, vedem ce iese. Ultimul ochi de lanț. Și aici mă prind cu picioruș scurt. Da? Cum am prins și în partea cealaltă, tot cu picioruș scurt. Și iarăși până la capăt, piciorușe scurte. Am ajuns la capăt. Acum mă înalț cu un singur ochi de lanț, da? Îmi întorc lucrul și tot așa aici în primul. Și fac iarăși piciorușe scurte până ajungem la prima căsuță din aceasta, da? Liberă. Piciorușe scurte în fiecare ochi. Bun, deci sunt pe fața lucrului, da? Am făcut 16 piciorușe de data aceasta pentru că m-am apropiat de prima casetă de-a noastră goală de aici, da? Așa, deci am făcut 16, mă apropii de primul spațiu liber, da? Pe 17 las nelucrat, îl voi sări. Și aici fac două ochiuri de lanț și voi face grupări din acelea de trei piciorușe scăzute împreună. Îmi iau totodată, îmi trec totodată firul după croșetă, introduc o dată și croșetez, dar nu tot ochiul, da? Pe sub primele două. Iar dau firul pe după croșetă, îl mai scot prin casetuța aceea încă o dată și iar îl trec prin primele două fire de pe croșetă. Da? Deci eu am două piciorușe până acum neterminate și cu ochiul de lanț. Și mai fac încă unul, tot așa,
Da? Și apoi le scad pe toate împreună. Fac un ochi, două și trei. Și tot așa am să fac toată porțiunea aceasta centrală. Iarăși, o singură dată dau după croșetă, mă duc în următoarea casetă, lucrez jumătate din picioruș, da? A doua oară, tot așa, primele două, jumătate din al doilea picioruș. Mă mai duc o dată, jumătate din al treilea picioruș, da? Și am patru ochiuri pe Andreea, pe croșetă, le scad pe toate împreună și fac una, două, trei. Eu cred că voi știți deja modelul acesta. Sau majoritatea. Și mergem așa până la capăt. În fiecare casetă facem câte trei piciorușe unite toate în capăt. Apoi trei ochiuri de lanț. Ceva de genul acesta. Am ajuns la ultima casetuță și aici voi face exact ca și în partea cealaltă. Numai două ochiuri de lanț. Voi sări primul ochi de jos și din al doilea începem cu piciorușe scurte până în capăt, da? Unde vom veni pe partea aceasta să facem și aici un rând de piciorușe scurte, da, să aibă și ele o terminație frumoasă. Acum, ce am vrut eu să vă zic? La capacul acesta, ce l-am făcut eu, da? La acest model, spre exemplu, puteți să faceți și în funcție de firul cu care lucrați și de ceea ce vă doriți să iasă, puteți să adunați aici 5 ochiuri, 7 ochiuri, da? Eu am vrut numai cu 3. Apoi, pe ochiul acesta de lanț, puteți să faceți niște mici picouri, da? Și el arată iarăși foarte frumos. Eu l-am vrut așa, mai o idee mai simpluț, da? Să nu fie foarte dantelat aici, având în vedere că și gentuța este destul de simplă, da? Terminăm și clapeta aceasta. Și vedem, opa, că mă duc aiurea. Și vedem cum facem și cum îi spune, cureaua, da? Nu vreau să-i pun curea, piele, imitație de piele, lanț, vreau curea croșetată. Acum, din câte curele am făcut eu croșetate, că le-am făcut rotunde, că le-am făcut late pe diferite modele, toate se lasă. Și mai nou îmi place ca într-o parte a gentuței, pe curea, să-i pun o cataramă, da? Ca în momentul în care se lasă, eu să o mai pot strânge de acolo. Chiar ultima trăistuță ce am făcut-o, am lucrat-o atâta de strâns. Am venit și pe o parte și pe cealaltă, iarăși cu ochiuri. Piciorușe scurte, da? Am întărit-o foarte bine. E, totuși, sub greutate se lungește. Dar știam deja și acolo am pus o cataramă. Am făcut în ultimul ochi de lanț, am făcut un picioruș și în același ochi de lanț, da? Mai fac încă două. Deci aici o să am trei piciorușe scurte pe ochiul acesta, da? Ca eu să-mi permit să mă duc pe latura cealaltă. Și aici o să fac foarte simplu, da? În ochiul acesta fac un picioruș, unde s-au format rândurile alt picioruș, da? Deci în fiecare găurică din aceasta eu fac câte un picioruș scurt. Nu stau să mă necăjesc să introduc croșeta prin alte puncte, da? Sau alte repere, sau mă interesează o bordurică
pe care eu, ca să fie o terminație frumoasă și eu să o pot coase ulterior. Așa, aici am ajuns la ochiul de lanț, primul de la care am pornit. Așa. Și mă duc așa până în capăt. Și apoi putem să ne pregătim să îl coasem. Aici la capăt, da, am făcut un ochi. Unul a fost primul cu care am pornit. Mai fac unul. Da? Și îmi scot ața. Îmi las pentru cusut. Tai firul. Și vreau să-l introduc pe sub primul ochi, da? De pe rând. Primul ochi cu care am început noi aici la ultimul rând. Și la fel, din spatele lucrului spre față, am uitat să-l scot întâi prin ochi, da? Scot firul prin ochi. Și apoi, din spatele lucrului spre față, introduc roșeta și îmi duc firul în spate. Da? Așa ceva. Eu am să las acum așa, pentru că vreau să încep și curelușa. La final voi prinde undeva în linie dreaptă această clapeta mea și ea va veni așa. Da? Acum. Îmi iau poșetuța. Da? Sunt așa. Îmi las aici un fir mai lung pe care să-l pot și coase. Da? Introduc prin inel croșeta, scot în partea aceasta o buclă și trag firul prin această buclă. Și mai fac și un ochi de lanț. Da? Pentru că eu aici trebuie, ia să punem și un marcator, eu aici trebuie să croșetez un picioruș, da? Și apoi mai fac încă de 4, de 3 ori, în total 4, da? Făcut un picioruș, al doilea, al treilea și al patrulea. Ca să păstrez o simetrie cu ce am avut jos. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 am avut jos. Fac și aici tot 5. Da? Nu fac mai mult pentru că nu vreau nici cureaua să-mi iasă foarte lată, da? Și acum un ochi de lanț, mă întorc și eu trebuie să fac 5 piciorușe scurte, da? 1 în primul ochi de aici, 1, 2, 3, 4. De aceea am zis să puneți marcator, să vedeți că aici se mai ascunde un ochi, da? Pe care noi trebuie să îl croșetăm. Mai este luat în calcul și acest ochi, da? Aici am cam scăpat. Deci sunt toate vizibile. După ce mi-am luat și ultimul ochi, da, am 5, îmi propun să schimb croșeta și am să trec de la o croșetă numărul 5 la un numărul
4. M-am răzgândit așa pe loc, că am zis că e bine să fie mai strânsă această bentiță, da? Deci mergem absolut normal, cu 5 piciorușe scurte pe fiecare rând, ne înălțăm cu un ochi de lanț, întoarcem și iarăși 5 piciorușe scurte, da? 5, ochi de lanț, sper să fie cât mai bătută curelușa asta mea, cât mai deasă și sănătoasă. N-am probat o croșetă de 3,5, poate merge așa. Așa. No, spor să avem. Da, deci cam aceasta ar fi gentuța mea, începe să prindă contur. Mă gândesc ce-i fac aici, dacă o las așa sau îi mai fac ceva. Idei sunt multe. Pot să-i cos ceva, pot să-i croșetez ceva, pot să-i aplic o floare mare, da? Să-i schimb culorile într-o zi roz bombon și într-o zi verde brotac, da? Fiecare poate să facă pe această gentuță mai departe ce dorește, da? Și până acum a putut, și ca dimensiune și tot, a putut să facă ce a dorit cu ea. Nu știu cum vi s-a părut vouă această variantă de a lucra împreună, da? Ați văzut cum am gândit-o? Ați văzut când m-am răzgândit? Dar mie mi s-a părut tare interesant să facem ceva așa împreună, da? Chiar ca la o șezătoare. Și chiar mai interesant decât să vă zic eu 5 ochiuri pe față și 5 ochiuri pe dos. Rămâne să ne punem acum fiecare imaginația la treabă și să vedem ce o să iasă. Am făcut și cureaua, da, în totalitate croșetată. Problema este că nu i-am găsit o cataramă care să-mi placă. Eu am mers pe varianta aceasta de lemn și așa ceva nu merge în niciun caz. Prin drumurile mele iarăși nu am găsit ceva potrivit la culoare și am zis că o să închei cureaua exact așa cum este acum. Nu o fac foarte lungă pentru că ea știu sigur că se va întinde exagerat. Aș putea să-i mai fac ceva pe margine, da, ca să-mi o țină puțin în frâu. Dar pe moment o las așa. Dacă voi găsi când intru pe ceva comenzi, că sunt accesorii extraordinar de multe, dacă îmi găsesc o cataramă la culoare, atunci voi lua o cataramă. Dacă nu, văd eu ce variante am să o înfrumusețez pe aceasta, să-i fac ceva o prindere. Dar momentan mă voi prinde de inel exact cum am prins aici. Am făcut-o mai micuță pentru că știu că se va lungi, da? Și dacă nu-mi creează probleme, rămâne exact așa cum este. Chiar sunt pe ultima sută de metri cu firul și nu cred că mai încep o altă bobină pentru că oricum nu-mi trebuie și atunci voi face prinderea de inel tot cu 5 piciorușe, exact cum am făcut-o și în partea cealaltă. După care trecem să vedem ce accesorii găsim. Da? Eu mi-am luat deja și un material să-i fac căptușeală. Mi-am luat și pe aici ceva pânglicuțe să văd cu care mă împac mai bine să îi pun ceva detalii prin interior. Mi-am scos toată colecția de bumbac, da? Și fire mai subțiri și mai groase. Acesta este foarte gros. Acesta iarăși e mai grosus decât cel alb. Și o să improvizez, da? Toate sunt pe
nuanțe de alb și de bej. Altă culoare n-aș vrea să introduc. Văd ce accesorii îmi compun, da? Și pentru toate o să vă las detalii. Mi-am verificat curelușa. Acesta este interiorul, da? Pun curelușa în exterior, introduc prima dată prin inel, apoi prin ochiul de pe curelușă și scot firul prin amândouă. Na. Acesta e chiar la bază aici. Scot firul prin amândouă și aici mai croșetez o dată. Și iarăși pe subinel, prin al doilea ochi al curelușei și le croșetez împreună, da? Tot așa, toate cinci ochiurile. Toate cele cinci ochiuri. Și mai am unul. Scot firul. Mai fac un ochi. Hai să mai fac un ochi. Scot firul. Da? Și ea s-a făcut așa ceva. Să-mi caut un ac să fie mai scurt, dar totuși cu urechea mai groasă. De ce s-au magnetizat toate? Astea nu. Acesta este mai scurt și cu urechea groasă. Și aș vrea să prind toată partea aceasta de ochiuri de curelușă, da? Ca să nu se vadă în interiorul inelului. Mă agăț de curelușă și de un ochi, da? Ca să le fixăm foarte bine aici. Așa ceva. Iarăși un ochi, iarăși mă duc la curelușă. Eu mai am de cusut și partea aceasta de capac, dar întâi aș vrea să-i fac o căptușeală, da? Și asta mă încurcă puțin pe el, da? Vreau să fac întâi căptușeala și apoi să cos și partea de capac, pentru că așa îmi fac eu mult mai ușor tiparul pentru căptușeală, da?
cursut ușor cu acul și căptușeala de jur împrejur, am preferat să las mai largă căptușeala din două motive. Pe de o parte, eu știu că geanta mea sub greutate se va întinde, da? Pe de cealaltă parte, este o pânză care la prima spălare va intra la apă. Și atunci, eu am preferat să o las mai lărguță și în diametru și în adâncime, da? Acum, ce mai am eu de făcut este să-i prind capacul. Am căutat mijlocul și l-am fixat cu un ac la mijlocul gentuței, da? 1, 2, 3, 4 și îmi prind așa cu un ac să stea simplu și apoi încep să-mi o prind de gentuță. Și am grijă să o prind, da? Unde am făcut noi bordurica cu piciorușe scurte, da? Și prind nu pe ultimul rând, pe primul rând lucrat de noi cu piciorușe scurte, da? Pentru că nu vreau să afectez modelul, nu vreau să o duc foarte jos, da? Și prindem așa cât mai frumos, deci mă duc, țin cont întotdeauna de ochiul meu croșetat, da? Să nu îl afectez. Și jos mă duc și mă prind de un picioruș, introduc exact așa acul. Ea să fie și stabilă, da? Și în același timp să nu capete aici un aspect urât. Pur și simplu ocolesc ochiul de sus, da? Iarăși mă prind de jos. Iarăși mă duc într-un ochi de sus și așa până la capăt. Cam așa arată până în prezent gentuța mea și parcă nu mă pot opri aici. Mi s-a deschis apetitul și atunci am să mai fac eu ceva decorațiuni, da? Și vă expun la final. Pentru tot ce voi face aici ca decorațiune vreau să mă gândesc că o să fac separat tutoriale, da? Nu, ceva de genul acesta. Eu stare încântată de ea. Sper să vă placă și vouă. Și vedem finalul acușii.